Domnule președinte, îmi cer scuze de întârziere. Fără îndoială că problema Bibanului de Mare, așa cum a fost pusă în rezoluția propusă de colegul nostru Alen Cadec, este de fapt un early warning în legătură cu sustenabilitatea planurilor multianuale. Înțeleg atractivitatea în legătură cu această specie de pește pentru toată industria de pescuit, pentru pescuitul artizanal, pentru pescuitul sportiv și cred că trebuie să asigurăm un echilibru între sustenabilitatea resurselor, a stocurilor și nevoia de pescuit care ne aduce atât de multe locuri de muncă. Însă această interdicție care va funcționa până pe 30 aprilie 2015 nu rezolvă, în opinia mea, chestiunea sustenabilității planurilor multianuale. Trebuie să găsim soluții rapide împreună cu statele membre, să deblocăm acest blocaj instituit în Consiliu și trebuie să reamintesc Consiliului că în această perioadă, în baza unor dispute pe articolul 43 din tratatul de funcționare a Uniunii Europene, Parlamentul European și Comisia, Curtea Europeană de Justiție a decis să dea dreptate Parlamentului European și Comisiei. Faptul că s-a ajuns la această decizie înseamnă că viziunea Parlamentului asupra politicii de pescuit, politicii comune de pescuit, este una corectă, care vizează atât posibilitățile concrete de pescuit, dar și nevoia urmării unei proceduri legislative adecvate. Cred că în cazul planurilor multianuale suntem exact în această situație relevată de Curtea Europeană de Justiție. În ceea ce privește măsurile tehnice privind reducerea stocurilor bibanului de mare la un nivel sustenabil, pe lângă planurile multianuale regionale, pe care le consider o soluție bună pentru o gestionare corectă pe termen mediu a resurselor, cred că trebuie să luăm și în considerare pescuitul sportiv. Mulțumesc!